S-a ales cu dosar penal pentru contrabandă cu țigări. Este vorba despre un mehedințean din Drobeta Turnu Severin care a fost prins în mijlocul străzii în timp ce oferea spre vânzare produse din tutun fără timbru fiscal. Toată marfa i-a fost confiscată. Un mehedințean cu vârsta de 58 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost prins astăzi de un echipaj de poliție în timp ce comercializa pachete de țigarete fără timbru. Totul s-a întâmplat în mijlocul străzii pe Bulevardul Revoluției. În această dimineață, polițiștii și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au depistat pe Bulevardul Revoluției din municipiu un bărbat de 58 de ani din localitate, în timp ce oferea spre vânzare produse din tutun netimbrate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Cantitatea de 104 pachete țigarete netimbrate a fost ridicată în vederea confiscării.